la filosofia di questo nuovo espansore è data principalmente da due motivi. Uno perché riusciamo ad applicare l'espansione rapida nei bambini intorno ai 3-4 anni. Con la vecchia terapia, con l'espansore vecchio, noi possiamo correggere delle malocclusioni solamente intorno agli 8-10 anni, mentre queste disgnazie vanno corrette precocemente, il più presto possibile. E con questo nuovo espansore noi possiamo farli su due elementi dentali solamente a partire da soggetti di 3 anni, adoperando i denti decidui anziché i denti definitivi. Acest dispozitiv este pus în practică din 2007. În 2006 a fost brevetat. Noi l-am folosit de la bun început. Ce îl diferențiază de toate celelalte expansoare care au fost folosite e dimensiunea foarte mică. Dimensiunea mică permite o libertate de mișcare a limbii în cavitatea orală mult mai lejeră, care permite modelarea liberă a maxilarului. El poate fi dirijat foarte bine. Efectul unui dispozitiv mic are ca forță efect mult mai mare decât a unui dispozitiv plat care ocupă limba, care o împiedică să se miște și, în plus, are foarte multe întrebuințări. El poate fi folosit în diferite perioade de creștere. Alegerea perioadei e raportată la modul în care este folosit. Deci, protocolul de întrebuințare a acestui dispozitiv este foarte important. De aceea, domnul profesor este aici, prezentând, să spunem, când trebuie să-l folosim, cât, cum și în ce fel. Suntem onorați că am reușit cu ajutorul Fundației Orion Healthy să-l readucem pe domnul profesor Nicola Veltri în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Sunt convinsă că experiența vastă al domnului profesor în domeniul ortodonției, și aici fac referire atât la activitatea de cercetare cât și la practica clinică, va încânta auditoriul în această zi. Informația transmisă de domnul profesor, atât studenților, rezidenților, cât și medicilor specialiști, va contribui la consolidarea cunoștințelor noastre și aplicarea în practica ortodontică. Îi mulțumim încă o dată pentru onoarea de a fi alături de noi în această zi și îl așteptăm cu drag și cu alte ocazii.